Hai, bună ziua. Hai, bună ziua. Bună ziua. Hai, bună ziua. Bună, prieteni. Ce faceți voi aceste fete aici? Postăm și noi primul vlog pe canalul doamnei, stilistul Pana de la Strehaia. Abonați-vă, vă rog. Zic clar cum se scrie. Ne-a chemat doamna Câmpiana să ajutăm la pregătiri. Asta e contul. Cu poza asta, cu doamna și cu dânsul ei. Între care dânsul meu nu e acasă. A? Să știți că nu e acasă dânsul. Dacă întrebă lumea de el. Îl prezim peste două luni. Oh, de ce dumă atunci? Atunci vine acasă. Intrați acum și ca să-i dai și ei acolo un follow și o inimioară. E gratis. Dați și ei acolo un follow, fată. Ce? O abonare. Că am lăsat cu follow de la TikTok eu. Dar nu vreți să mergeți în casă? Nu, să tăiem curcanul. Hai să vă pun un bar de suc, o cafea, vă dau și o gripă. Uite ce faci, să supără doamna Câmpiană. Lasă, că nu-i cine știe ce e. E o pui mai degrabă. E o tentativă de curcan. E o tentativă de curcan, nu e chiar curcan. Hai mă! Păi de casă, de ăla. Glob, că e fain curcanul, era mare. Ăla alb l-ați luat sau? Nu. Eu, mai știu pe care am filmat. Haideți la curcat. Pune-te în bucătărie. Păi, murosă? A, n-ai mai bateria? O pane, domnul. Nu te ne ajută pana, nu ne dă doar fuste și îmbrăcăminte. A, nu filmez curcanul. Nu că... Că am probleme. Haideți, mă, fetele, să vă fac o cafea. Așa a apărut pana cu lejile ăștia pe... Nu ai voie să arăți sticla de suc, să faci reclamă. Nu ai voie să arăți găini, curcani, de acum, care nu sunt în viață, să nu spun vorba. Și când spui ceva greșit, ceva periculos, nu e voie. Mai multe. Adică ce? Adică stă dolar galben, nu mi-a plătești. Dau jos eticheta, nu? Uh-huh. La orice sticlă de suc. Mie și la titlu, când pun un titlu mai ceva care vede că nu e ceva neregulă, nu cunoaște, știi? Îmi dă dolor galben. Ce faci, doamna Măgălină? Madalina, hai da, fă-i cafea la fete, hai în bucătărie. Hai aici, aștept să încarce vlogul meu. În vlogul tău. Îmi dă de mamă, ce mă doare gâtul. Hai să vă arăt ce mi-am luat de la Penny. Ia. Uitați-mă loc. Să pun astea deoparte, că sunt șervețele, am luat roșu cu alb, că mărțișorul, așa e. Așa e mărțișorul. Al pahare să fie promoție, nu? Nici eu nu am văzut. Să știi că nu le-am luat cu puncte. Că n-aveam puncte, puncte aveam, dar le-am lăsat acasă și am mers fără puncte la penici. Ai, mă, pe putea să-și pune de la ea. Până sunt subțiri. Îs fain, au design. Îs de design, așa subțire, frumos. Da, da, când le speli. Nu ești atentă. Ei, a lăs că am unele mai subțiri cu locul, ne-am luat de Revelion. Așa, așa îi place la Bubu, pahare de astea cu, știi tu, finuți, așa, de stil, așa. Ce pahare, fain. Vezi? Vezi, Bianca? Sperbe. Nu sunt de țigani. Șase luni. Nu, că ăștia se bea doar vin. Vin așa, oțelă. Roșu. Da, oțelă. Sunt mai multe mugi, ne-am văzut. Sunt și mai mari. Da. Mai mari, gen tot așa, dar mai mari. Dar nu i-a plăcut. Și erau și de cocktail, erau și de șampanie, erau și de martini. Da. Am văzut și eu. Hai, du-te, fă-i cafea la frate. Și adu și cola lui Bianca. Fă-i cola Bianca. Fără etichetă. Bianca, tu nu bei cola? Sau vrei cafea? Nu bei. Cafea sau nu? O cafea. Hai, fă-i cafea. Paharele vrei să le vezi așa? Mă, bană, lasă asta. Ce vrei tu să filmezi pe canalul tău? Tot ce e frumos. Tot ce e frumos. Tot ce e frumos, da? Da. Ea se duce în alte țări, se plimbă. Noi ne plimbăm toată ziua. Ea se duce la capitală mai des. Da. Eu. Păi e deja și păcat să nu-ți faci canal. Acum două zile am venit. Ne ducem mai des din neplimbă. Eu cu Biana mă duc cel mai mult. Eu să duc zahăruț și cu autocarul. După marfă. Da. Să plimb fetele, ce ai cu ele? Bravo lor. Nu neapărat, mai avem treabă. Așa, prieteni, că vă rugăm din suflet să vă abonați la canalul ei. L-ați văzut, l-am arătat. La care este. Fain, fain. Să ne luăm și noi. Da. Că
frumoase. Așa, de când acum e sărbători, ai un eveniment de Paște, mm-hmm, farfurie albă și un pahar din ăsta. Sper. Să cădem, mă, telefonul. N-avem voie să vorbim țicănește. Poți să vorbești și engleză. Engleză. Super vorbește. Încarcă. Se încarcă. A, e deja 26%, mai durează. Ia cât e. Ne vedeți. Până ne învață. Are Pan aici un vlog care l-a făcut aici. Las că merge. Câteodată stau eu câte 6-7 ore de dimineață până noapte să încarc un vlog. Atât de greu se încarcă. Da. Când n-am net, când n-am ceva, când nu merge, noi când n-am... Noi avem Wi-Fi în casă. Păi 2-3 zile la rând, nu mai filmat un pic amuzat că nu merge internet. Și cam cât timp și-mi fac nervi și renunț, gata, am plin răbdare. Cam cât timp trebuie să-mi filmăm pe zi? Un vlog pe zi. Și 2, și 3, depinde. Cât vrei. Cât ai chef, nu? Cât ai chef, cât. Te urmărește lumea. Și dacă n-am chef. Dacă n-ai chef, faci ca lumina. Nu filmezi câte 3-4 zile. Se poate, nu? Se poate. Adică nu e ceva obligatoriu. Dacă nu filmezi de este, uite lumea. Să știi. Îți spun unde am fost astăzi, vrei? Ia. Ah. Unde ai fost? Nu ți-e super, nu? Nu, nu. Sigur? Nu, zi, unde ai fost? Ai fost... La foștii tăi socri acasă. A, la da. Domnul Leu am fost astăzi. Ne ceru plasă de rânză. Mm-hmm. Ai și de folie. Folie de rânză. Ai tu folie de rânză? Da. Eu nu știam. Ei, am avut, dar n-am avut mult. Și am dus și plasa, i-am dus și folia. Astăzi dimineață m-a chemat. Și-a luat patroana... Dar cred că ne-am filmat, că am filmat și ea. A zis că îl postează. Da. Mai are niște părți de făcut. Eu, foarte bine. Nu ți-e super, nu? Nu, cu ce-am? A fost și doamna Olga acolo. Aoleu, mai ales. Da. Cine? Ce? Eu? Originala. I-am spus lui Lumina că am fost la foștii socri astăzi. Au, au. La domnul Leu. Păi Anca, n-am văzut-o, nu era acasă? Da, tu ai? Cred că era. I-am văzut mașina la poartă. Hmm? Tu mai ai chestii de alea de răzute? Lasă și folie. Aia? Da. Vrei? A, vreau să mai fac niște rânze acum. Aia trebuie, mai fac niște rânze. Nu mai cam destul. La ziua lui David. Trebuie. Mă, am băgat vreo 23 în congelator și mai am vreo 7-8 la fumătoare. Da. Ce să fac cu tine zi? A, să vedeți ce la mine. Wow. Cred că mâine le bag și câte am mâncat din ele. Mâine băgăm la frig toate. La congelator? Eu le-am băgat. Dar și noi am băgat. Cât ai băgat la congelator? Am băgat... Cred că 13 ori 15. Nu mai știu cât am băgat. Cine tu am mai lăsat? Păi mai sunt... Câte mai sunt la fumătoare? 5, 6, parcă. Nu mai știu. La noi nu prea să mănâncă rânză. Am mai tăiat. Am mâncat fripte așa, nici nu mai... Nu le-am lăsat să, bine să se mănâncă. Am mâncat tot, am mâncat șuncă, am mâncat tot. Mai, ce mai e? Mai e speția că le punem mâine la ziua lui David. Câteva rânze am mai lăsat așa din... Alea făcute de porci care am tăiat, nu știi? Și ce mai lăsat? Căpuțină de la porci. Matulou. N-am lăsat matulou. Să scoți! Au! Să scoți din ladă ca să pui la aperitiv. Păi, te-ai băgat un matulou la ladă? Tot. Și dacă nu-și fac postul? Păi, de ce îl bagi la ladă? O mai văd pe mondial. Să mănânce și-l. Ai văzut mondial la câți bani face pe slănina care vine pe dacă curier. Dacă vindeam noi slănina asta... Da, mamă, să vezi atâta bucată de mare. Da. Pune prin curier Rita. Și face tot. Ce făcuși? Când vă roșiile alea la mondial, am băgut... Mamă, atât e o roșie de mare și... Parcă se simte așa gustul ei când mănâncă ea. Nu mai am baterie mult, așa, prieten, că mai revenim. Nu uita să vă abonați la canalul lui Pana. Cum l-ai trecut, fată? Stilistul Pana. Stilistul Pana de la Sehaia. Încarcă, lasă să încarce. Dar ți-o de ori încărcă. Pana. Asta e ce face mama. Carmale. Și cum îl face? Carmale cu prăjituri. Bună seara, prieteni.
Așa se mă și eu cu fața asta de gripă. Așa. Madalina, când ai fost la Valdor, am făcut o prăjitură la mine super cu David, că era pentru Alex la 12. Și acum terminăm salata de biof. Și cam atât, prieteni. Ce să vă mai spun? Închei și o vlog aici. Că nu mai pot. Eu vă doresc o seară plăcută. Vă rog din suflet să vizionați și mie vlogurile. Să vă abonați la contul meu, cei care nu v-ați abonat. Și vă pup și vă mulțumesc din suflet. Îmi cer scuze că nu vă mai arăt cum facem salata de biof. Și așa este târziu și vreau să pun și o vlogul de vreme. Am început aiurea cu vlogurile, le pun târziu. Și da, îmi cer scuze. Așa că vă doresc o seară plăcută. Mamă, de ce ai scos alea? Păi ce faci cu ei? Într-o farfurie? Ne vedem mâine, prieteni. Vă pup, pa, pa.